În pizza și acasă. De ce trebuie să mâncăm în oraș? Cu lucrul ăsta am crescut și noi și Adrian Măniuțiu, care fiind ardelean e pe dieta cu mere. Mere și o slană, mere și o pită, mere și o clisă. Să închideți pe Radu Dari în bucătărie ca să ne continuăm rubrica de educație financiară. De ceva săptămâni vă punem în gardă și astăzi discutăm despre spoofing, termenul ăsta care definește un fals, dar care e făcut de o manieră, sau cel puțin se încearcă a fi făcut de o manieră cât mai profesionistă, dar de cele mai multe ori, dacă stai să-l investighezi un pic, pare caragios. Și într-adevăr ne-au întrebat foarte mulți dintre cei care ne urmăresc: domnule, da, nu cam insistați cu treaba asta, cu falsurile, cu online-ul, cu toată campania asta de conștientizare, că chiar da, cad atât de mulți oameni în plasă? Atâția oameni, păi sunt foarte mulți și chiar nu e, sunt foarte mulți care cad în plasa asta, din păcate, și de-aia vreau să și repet cele 12 zerouri despre care am vorbit. Sunt 5.000 de miliarde de euro impactul pe economia globală, o mare parte de aici, sigur sunt și firme care cad în această capcană, dar o mare parte de aici sunt practic sume care pot fi atribuite persoanelor fizice. Da, la nivel global, e adevărat, dar și în România sunt mulți care cad. Am vorbit despre deepfake, despre phishing, despre smishing. Astăzi o să vorbim într-adevăr despre spoofing și, așa cum îi spune și numele, vine undeva din cinematografie denumirea asta, de la un fals extrem de comic. Ceva ce seamănă cu originalul, nu? Așa ar fi definiția. Într-un fel ar putea fi asemuit cu phishing-ul, dar se deosebește foarte mult. Și o să vedem exact tipurile pe care putem să le trecem acum în agenda. E-mail-ul care vine de la bancă și care îți spune, dar care de data asta evident nu e de la bancă, și care îți spune că ai o problemă extrem de serioasă, că trebuie fie să-ți actualizezi datele, fie să reintroduci o parolă, fie că ți s-a pus o poprire pe cont. Da, dar vin de cele mai multe ori, că aici e diferența față de phishing, vin cu o poveste. Fie ai câștigat niște bani, fie ți s-au blocat niște bani, fie ai o tranzacție blocată. Deci diferența de fapt față de phishing e că e un phishing ceva mai complex, încercarea de a-l elabora. De-aia toate băncile serioase au un disclaimer în momentul în care intri în aplicație. Banca nu-ți va cere niciodată date de identificare personală. Absolut niciodată. Absolut niciodată. Pentru că ce să vezi, le știe deja. Pot îmbrăca și formele unui mesaj care vine de la comerciant. Pot, te gândești, m-am comandat eu vreun frigider acum, ci că întârzie livrarea, trebuie să actualizez adresa și să mai bag odată datele cardului. Iubita mea, ai comandat un frigider și nu știu. Deci mare atenție. De asemenea, pentru că sunt mulți care joacă online, la loterii online, și primesc foarte multe mesaje. Din nou, cei care practică, și aici e mai puțin AI în spate, chiar dacă se folosesc de instrumente de inteligență artificială, de obicei sunt oameni care, așa cum vă povestea și Răzvan săptămâna trecută, vă urmăresc un pic obiceiurile online. Deci încearcă să vă profileze, să creeze și să extragă un profil, astfel încât ceea ce primiți pe aceste mail-uri să pară destul de apropiat de modalitatea voastră săptămânală sau zilnică de a folosi internetul. Poate fi și prin telefon. Îl poate imita pe șeful vostru, vă poate imita un coleg și vă spune: domnule, trebuie să plătiți o factură. Știu că avem o procedură foarte, foarte strictă, dar e urgență, e o situație absolut extraordinară. Haideți să facem plata asta acum prin telefon. Din nou, extrem de suspect. Și dacă te pune sub presiune... Și dacă poate vă cer acces la remote desktop, e cel puțin un semn de întrebare. Oh, niciodată nu dați acces absolut nimănui. Știi că sunt înregistrări pe TikTok acum. Da. Persoane care au încercat să scape de asemenea hackeri. Bun, pot fi copiate site-urile, pentru că dacă vă dă de exemplu un link prin SMS, așa, și vă spune să-l accesați și să intrați și împreună să faceți acea tranzacție, site-urile de cele mai multe ori arată extrem de apropiat de, sunt identice cu site-urile reale, dar în momentul în care introduceți credențialele, evident că ele vor fi copiate și preluate de o mână malițioasă. Cităm undeva că unul din patru atacuri de genul spoofing sau phishing privesc marile companii din lumea asta, nu neapărat persoane fizice.
Sunt niște metode... E de ajuns ca cineva de la contabilitate să facă un, să acceseze un link. Exact, și așa când te gândești, ți se pare noaptea minții mai cum să cazi într-o astfel de capcană, să-l ai pe șeful tău la telefon și să ți se pară, că e chiar el, sau să plătești o factură care n-are nicio legătură cu realitatea. Dar oamenii puși sub presiune și care sunt confruntați cu o situație cotidiană de rutină, pe care ei oricum o fac zi de zi, uneori nu fac diferența între fals și realitate, de-aia trebuie să fim foarte, foarte atenți. Și atunci... Vorbeai de frauda cu facturi, aș vrea să nu treci peste ea, pentru că suntem în plin proces de digitalizare. Avem ghișeu.ro, avem mecanisme prin care putem achita facturi online. Există metode de spoofing și pe direcția asta. Două metode patentate la frauda cu facturi. Prima este cea clasică, în care primești o factură care seamănă cu cea de curent, reală, de doar că diferă contul și îți spune, mi s-a modificat din nou. Mailul arată ca și cum ar fi unul legitim, venit de la compania căreia trebuie să-i faci plata, cu o notificare, am actualizat datele bancare, avem un alt cont, ultima plată nu a fost înregistrată, vă rugăm frumos să achitați o diferență de... Și acolo e un alt cont. Și banii intră într-un alt cont, în buzunarul altcuiva. Pentru că atunci simple la gaze, la curent, nu? Poate să fie la... Da, sigur, telefonie, gaze, curent, factura unui furnizor, o comandă pe care ți-a urmărit-o și pe care au văzut că ai făcut-o. Acum, sigur că pare mai puțin periculos, pentru că de data asta nu vin cu linkuri, ci pur și simplu încearcă, așa ca și cum ai arunca o plasă în mare, să vadă dacă cade sau nu cineva în ea, pentru că nu vine cu un link, nu te pun să accesezi nimic, nu te pun să instalezi nimic sau să-ți dai datele, ci pur și simplu îți trimit o factură în speranța că cineva va cădea în această capcană și va achita într-un cont eronat. Dar există și a doua variantă, în care, într-adevăr, vine cu un link de plată și atunci e foarte periculos. Mare, mare, mare grijă. Și aici e partea ciudată, pentru că sunt și situații corecte și legitime în care companiile îți cer să le faci plăți folosind link-uri de plată. Fiți foarte, foarte atenți și de-aia, inclusiv legat de ce ai spus tu, să nu dai datele, da, dar chiar dacă trebuie să evităm link-urile sau atașamentele, acolo unde ele sunt și apar, pentru că nu întotdeauna pot fi evitate, repet, sunt forme de plată legitime care folosesc link-uri, verificați cu foarte, foarte mare atenție proveniența link-ului și urmăriți dacă adresa este cea corectă și nu e nicio rușine să cereți validare suplimentară. Fiți neîncrezători, fiți suspicioși, sunați la bancă, întrebați dacă într-adevăr există... Sigur, pentru că de-aia și facem campania asta și din perspectiva asta Asociația Română a Băncilor s-a implicat foarte, foarte activ în prevenție, în informare și prevenție. De-aia există cele două site-uri pe care le-au pus la dispoziție și dreptul la banking.ro și siguranțaonline.ro. Sunt site-uri în care există toate, sunt site-uri în care există absolut toate informațiile necesare, tocmai pentru a putea să ne informăm și să comparăm situațiile reale care pot să apare și cu care ne confruntăm în fiecare zi și desigur și situațiile care au în spate răufăcători. Repet, criminalitatea asta cibernetică, care ne poate afecta la scară mică sau mare pe toți, are un impact global absolut cutremurător. Aș vrea să mergem un slide înapoi, în chip de concluzie, să spunem nu-urile mari pe care ar trebui să le facem atunci când avem dubii, atunci când primim un mail ciudățel, un SMS sau chiar un mail de la companie. Băncile nu cer date confidențiale. Atenție niciodată mare, toate disclaimerele de pe aplicațiile băncilor spun acest lucru. Evită plățile prin telefon. Aici să te văd cum faci. Păi... pur și simplu nu faci plăți prin telefon. Adică, stai, aici e o diferență. Se referă la sfatul foarte clar de a nu opera acea plată cu un asistent sau un operator la celălalt capăt al firului. Nu neapărat să nu-ți folosești telefonul pentru online banking sau pentru a online face banking plăți. Deci nu înseamnă autentificare prin token. Nu există altă variantă decât dacă ești client premium. Absolut. Și vorbești cu un operator. Nu? Absolut. Okay. Dar și treaba asta cu operatorul trebuie foarte bine verificată. Există variante alternative
cu excepția unor situații absolut, absolut extreme și fără alternativă, vă rog, evitați plățile prin telefon. E o perioadă în care au crescut foarte mult în frecvență aceste fraude. Nu obișnuiam nici eu să primesc SMS-uri sau mail-uri. Am grijă atunci când intru pe internet, sunt protejat și de antivirus și de firewall și totuși nu există zi să nu primesc 3-4 mail-uri cu loterii, cu actualizări de date, cu facturi, cu... adică e o chestiune. Pe tine te oprește chestiunea asta pentru că te știi că nu ești foarte norocos, nu? De-aia nu, nu deschideți link-uri suspecte, faceți o verificare suplimentară, adică dacă știți că aveți o relație deosebită cu banca, sunați ofițerul care vă este încredințat, care are grijă de conturile voastre și neapărat sesizați organele de abilitate. Degeaba constatați frauda dacă nu dați de știre, nimeni nu poate acționa. Bun, poliția aici poate să vă ajute, există și Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică, dar primul contact pe care trebuie să-l apelați este banca, pentru că banca vă poate ajuta și să blocați tranzacția, și să blocați cardul și în cele mai multe dintre situații să vă recuperați și banii. Mai multe detalii pe siguranță online.